Bună, cum te numești? Mă numesc Maria Juc, sunt de la Centrul de Tip Familial Concord de Orășel Copilăriei. Am ajuns la orfelinat din cauza tatăl meu foarte mult mă bătea. Ne-a lăsat, s-a certat cu mama și deja nu mai e cu noi. Mama a rămas singură, a început a consuma mult alcool. Am trei frați care țin legătură doar cu ăștia care mai mijlocii, cu ăla mare nu prea, dar ăla mai mic e la orfelinat. Îmi lipsește chiar și la moment căldura părintească și când am fost dusă la orfelinat, am și alcătuit un cântec despre mamă. Nu am putut să stau fără ea pentru că, oricum, e mama și ar trebui să o iubesc așa cum e, dar asta e. Aș vrea să sugerez un mesaj pentru copiii care au părinți, să iubească așa cum sunt și să se bucure că simt căldura părintească. Îmi doresc să devin cineva. Mersi mult. Știi, da? Da. S-a mai spus cineva? Da, mi-au spus. De multe ori? Da. Îmi dau seama. Când ai un moment responsabil, nu e neapărat să alegi cea mai complicată piesă pentru tine ca să ne impresionezi. Și atunci când ai emoții, din păcate, momentele mai complicate o dai așa, prin părți. Mie mi-ar place să aud mai multe piese proprii, personalitatea ta să fie prin plan decât cover piese cântece de alții. Dar cel puțin ceea ce ne-ai arătat astăzi mie îmi place foarte mult. Mersi mult. Eu zic să ne dăm verdictul. Nicu? Liniște, vă rog frumos. Din partea mea, ai un da. Mersi mult. Hai. Trebuie să spun ceva? Da. Dar n-am cuvinte. Să vă ajut eu? Dacă poți. Pot. Poți, da? Da. Doar faceți așa. Uitați-vă. Și o să vă ciferez. Da! Mersi mult.
Maria, eu îți doresc să ajungi departe în concursul nostru. Mersi. Și de la mine ai tot un da. Mersi mult! Prind și eu, da. Ai, mit. Vreau să te cuprind și eu.